Mulțumesc! Bună ziua și mă bucur tare, tare mult să fiu aici. Mă uitam câtă presiune e pusă pe cei care sunt pe bulina asta roșie în momentul în care citesc și TEDx, și eroilor, și Game Changers. Și aș vrea să vă întreb dacă, nu știu, un visul pe care îl construiți voi, proiectul la care lucrați, sunteți sau visați să fiți într-o zi Game Changers? Să ridice mâna cine vrea să fie, cine își dorește să fie Game Changer. Cred că e o identitate la care merită să aspirăm cu toții. Cred că e un țel pe care e cumva tare bine să ni-l dorim. Poate titlul de erou e mai important. În ziua de astăzi toată lumea își dorește să fie influencer, dar influenceri, când o să fie o stradă în Cluj numită influencerilor sau când o să se numească un eveniment TEDx influencerilor? Probabil niciodată. La asta vrem, sau identitatea asta am vrea să o avem cu toții, aproape toți. Dar acum vreau să fac un exercițiu personal cu fiecare. Să vă gândiți care este identitatea sau cum n-ați vrea să fiți caracterizați niciodată de nimeni. Gândiți-vă câteva secunde. Cum n-ați vrea să vă spună lumea, să vă eticheteze, să vă identifice? V-ați gândit? Cum ai vrea să nu-ți spună lumea? Ție. Sau ție. Leneș. Cum? Rău, lepră, avem un punct de pornire. Doamnelor și domnilor, eu sunt Mihai Morar, același Morar dintr-un cântec de hip-hop românesc, din versul Morar și Buzdugan, o zdreanță și un manelist. Cu permisiunea noastră am citat din artistul Om Bladon, un cântec din 2015. Zdreanță, nu lepră. Încă nu știu dacă sunt zdreanța sau manelistul din versul ăsta. Dar ce știu sigur este că ani de zile am simțit foarte deranjat, rănit de chestia asta. De ce? Pentru că identitatea asta nedorită a declanșat în mine ceea ce nu-și dorește nimeni să simtă, rușine. Nimic nu este mai dureros pe lumea asta decât rușinea. Pentru că în momentul în care ți-e rușine, ești nevăzut, ești neauzit, ești nesimțit, ești exclus. Și asta e cea mai mare rană noastră, de a fi excluși. Și Brené Brown spunea că la rușine, noi avem răspunsuri diferite. Putem să fugim de oameni, putem să mergem către oameni în momentul în care simțim rușine, sau putem să ne ridicăm împotriva oamenilor. Nu știu când ați simțit, dar cu siguranță fiecare dintre voi a simțit rușine. Nu știu care este răspunsul vostru, dar o să vă spun care a fost răspunsul meu la rușinea asta. Eu n-am fugit de oameni, n-am mers către oameni, ci am răspuns la rușine cu rușine, cu agresivitate. Aici e o poveste personală care pleacă de când eram mici, normal. Pentru că am fost atât de rănit, nu doar de treaba asta, și de multe altele, pentru că una dintre mantrele familiei mele, și probabil și în familiile voastre se practica vorba asta, să nu mă faci de rușine. Sau să-ți fie rușine. Ați auzit asta în copilărie? Sper să nu fie auzit pe asta, cu ești rușinea familiei. Dar rușinea e un cuvânt care se folosește mult sau se folosea foarte mult și încerc să-l evit în creșterea copiilor mei. Să-i spun vreodată vreunei fete
să-ți fie rușine. Sau e o rușine ce ai făcut. De acolo a plecat toată treaba asta cu rușinea și de acolo am învățat să-mi dezvolt mecanismul ăsta de a lucra cu rușinea și de a răspunde la rușine cu rușine. Și una dintre primele mele rubrici, când am început să scriu la ziar, la ziarul local din Baia Mare, a fost Rău da bun, pe care peste ani am transformat-o într-o emisiune la televizor, Răi da buni. Pentru că învățasem să împart lumea între cei care sunt buni cu mine, voi fi bun cu ei, cei care sunt răi, voi fi rău cu ei. Dacă nu ești cu mine, ești împotriva mea. Și am învățat să folosesc agresivitatea asta inclusiv în spațiul public în care puteam să mă desfășor, că era radio, că era TV. Îmi venea foarte ușor să fac mișto de oameni. Așa știam eu să negociez cu rușinea. Și am făcut mișto de oameni foarte, foarte mulți ani și credeam că miștoul ăsta îmi aduce validarea și aparent așa era. Audiențele mergeau foarte bine, mă simțeam validat de către oameni, totul era o fericire, doar că în momentul în care, după ce dădeam rușine cuiva, primeam rușine, mă simțeam ultimul om. Și o treabă, apropo de cum am dezvoltat eu acest mecanism de apărare, de a face mișto de oameni, de a părea că sunt foarte puternic și că nimic nu mă rănește. Și că am puterea asupra oamenilor din jurul meu. Ultima dată când am fost pe scena asta, era în primul sezon al X Factor România, eu eram aici în juriu și treaba mea care era? Să găsesc următoarea vedetă muzicală a României? Nu. Job description-ul meu la masa juriului era să fac mișto de oameni. Probabil vă aduceți aminte, chiar dacă nu vă mai aduceți aminte, că eu am fost în juriu X Factor și am căutat pe Google chestia asta. Probabil vă mai aduceți aminte de Măicuța Cosmică. Măicuța Cosmică, un personaj pe care îl promovează emisiunile de talente, show-urile de talente din România. Pe Măicuța Cosmică am cunoscut-o fix aici, la masa juriului, la Casa Studenților, Casa de Cultură a Studenților din Cluj-Napoca. Făceam mișto de absolut oricine. Și vedeți, e o simbolistică aici, foarte interesantă, pentru că întotdeauna, atunci când faci mișto, miștoul trebuie trecut la următorul nivel, trebuie să evoluezi, să supralicitezi, să dai din ce în ce mai mult. Și urcam treaptă cu treaptă, o scară a miștoului. Și știți ce s-a întâmplat când am ajuns în vârf? Am căzut cu scara, în direct la televizor, eu sunt ăla. Momentul în care... Eu sunt Mihai Morar și am căzut cu scara la televizor. Momentul în care am dat cu capul la propriu de pământ, e ceea ce vechii greci numesc Kairos, Kairos, cu capa se scrie. În traducere liberă ar fi momentul oportun. Există Kronos, care măsoară cantitativ timpul, și există Kairos, care e un fel de unitate de măsură calitativă a timpului. E un fel de ocazie, de moment de trezire, dacă vreți. Momentul meu de trezire a fost când am dat cu capul de pământ și că mi-am dat seama că eu, un băiat plecat din Baia Mare, să fie vedetă la București, nu are cum să schimbe jocul, pentru că deja jocul l-a schimbat pe el. Eu n-am cum să fiu un game changer. Ăla a fost momentul în care mi-am dat seama că a fi simpatic nu-ți aduce decât validarea oamenilor. Și că e ceva mai mult de a fi simpatic în meseria asta publică. Că poți să fii empatic. Sunt lucruri care mi s-au arătat
pe lucruri pe care le-am învățat și oameni pe care i-am avut aproape. Conexiunea asta cu oamenii, o să spun mai încolo, mi s-a părut foarte, foarte importantă mereu. Și în momentul în care am devenit empatic, în primul rând cu mine, în care am stabilit o conexiune cu mine, a fost momentul în care, după ce am dat cu capul de pământ, am învățat că pot să mă disciplinez făcând sport, că poate să-mi placă de mine. A fost momentul în care am renunțat la a mai asculta vocile exterioare și am întoarce la dorințele copilului ăla de 16 ani, care visa într-adevăr să schimbe lumea, dar nu știa cum. Cea mai bună armă împotriva rușinii este empatia. Și eu am verificat lucrul ăsta prin tot ceea ce am făcut. Dar v-am spus, sunt lucruri care cumva mi s-au arătat, mi-au venit în cale. Pentru că după ce am dat cu capul de pământ, m-am dus și am făcut o campanie care pentru mine a schimbat și modul în care fac radio și a schimbat cumva și piața de radio. Am făcut o campanie care se numește Orașul Faptelor Bune, în care am învățat să dăm 7 zile într-un an înainte de Crăciun, suntem închiși într-o casă, toată echipa radioului și facem un maraton de acte caritabile. Însă finalul, da, așa cum a fost o scară pe care am urcat-o, la fel a fost și o scară până am ajuns în momentul în care am renunțat de tot la a fi simpatic, am renunțat de tot la a face jocul altora. Și a fost momentul în care am renunțat la televiziune. Și eu, aici e o altă simbolistică. Eu cred foarte mult în puterea cuvântului. Am pronunțat de foarte multe ori aici cuvântul mișto. Eu efectiv luam viața la mișto, luam oamenii la mișto și mă luam pe mine la mișto. Și țin minte că încă de pe vremea aia, mama în timpul emisiunilor în direct îmi trimitea mesaj. Nu mai spune cuvântul mișto la radio pentru că sună foarte urât. Haide mă, mamă, te pricep tu mai bine ce să zic la radio? Și mi-am dat seama că mișto nu mi-aparține. Nu știu dacă e un cuvânt urât sau nu, dacă e bun sau rău, dar nu mi-aparține. Pentru că eu vin dintr-o cu totul și cu totul altă parte, în care noi ziceam, când era ceva frumos, când era ceva drăguț, noi nu ziceam mișto, noi ziceam fain. A fost suficient să mă întorc la lucrul ăsta. Și așa a apărut cumva schimbarea asta de perspectivă. Așa m-am uitat altfel la oameni, nu agresiv, nu la mișto, ci fain. Și așa a apărut și podcastul Fain și Simplu, care pentru mine este cea mai bună lecție personală pe care mi-am dat-o, de a putea să stau la o masă ore în șir, fără telefon, fără absolut nimic, doar cu această agendă și pix, cu oameni și a-i asculta pur și simplu. A nu-i lua la mișto. Și în momentul în care nu iei oamenii la mișto, o să descoperi în absolut orice persoană cât de faină este. Eu nu vreau să țin absolut nicio morală. Eu doar spun o poveste personală aici. O poveste care pe mine cumva m-a schimbat. Săptămânile trecute, de exemplu, am postat un podcast cu Micuțu și am văzut unul dintre comentarii versul ăsta. Morar și Buzdugan, o zdreanță și un manelist. Nu l-am șters. L-am lăsat acolo. Pentru că nu mă mai deranjează. În niciun caz. Pentru că nu mai simt acea rușine. Atunci când faci lucrurile, multă lume zice, mi-e rușine să vorbesc în public. Nu ți-e rușine, ți-e frică. Pentru că rușinea cumva e un dead end. Dar frica poate fi transformată în ceva pozitiv. Mie în continuare mi-e frică să urc pe scenă la TEDx, dar nu mi-e rușine. De-aia sunt astăzi aici în fața voastră. Și ca să spun atât, o morală pe care mi-o dau mie, că e bine în viață să schimbi jocul înainte ca jocul să te schimbe pe tine. Că nimeni, absolut nimeni, n-are nimic cu tine.
Lumea are lucruri mult mai importante de făcut decât să aibă ceva personal cu tine. Lumea n-are ceva cu tine, lumea are ceva cu povestea pe care le-o spui tu. Și încearcă să schimbi acea poveste. Iar carnețelul ăsta îl țin cu mine ca o armă. Sunt încă timid când urc pe scenă la TEDx. E un fel de armură a mea care mă protejează și mai scriu poezii în el. Nu ale mele, neapărat. E o poezie care e o morală bună pentru tot ceea ce mi s-a întâmplat mie. E scrisă de Pablo Neruda, dacă în 2022 mai e loc pentru poezie, o să vă citesc câteva versuri. Nu da vina pe nimeni, se numește. Nu te plânge niciodată de nimeni și nimic, pentru că până la urmă ai făcut ce ți-a dorit inima în viață. Acceptă greul de a te construi pe tine și curajul de a începe schimbarea de sine. Timpul omului adevărat se naște din cenușa greșelilor sale. Nu te amărâ de propriul eșec și nu-l pune pe seama altuia, ia-te în brațe acum sau continuă să găsești pretexte asemenea unui copil. Ia aminte că oricând o poți lua de la capăt și nici când nu e atât de cumplit încât să renunți. Nu uita, cauza prezentului tău este trecutul tău, asemenea cum cauza viitorului tău este prezentul tău. Învață de la cei îndrăzneți, de la cei puternici, de la cei care nu se complac în situație, de la cei care supraviețuiesc în ciuda a toate. Gândește-te mai puțin la problemele tale și mai mult la treburile tale, iar problemele, fără să le îngropi, vor muri. Mai am fix 50 de secunde. Aș vrea să facem un exercițiu din yoga. Nu vreau să închideți ochii, doar ochii minții. Să nu vă gândiți la absolut nimic timp de 10 secunde. Și la fel cum v-am întrebat la început ce vă rănește pe voi cel mai mult, la fel o să vreau să ne uităm la un punct și o să alegem X-ul acesta. Fix 10 secunde ne uităm la un punct toți împreună, eu o să fac liniște și imaginați-vă care vreți să fie povestea voastră. Cum vreți să vă spună lumea peste un timp? Începem acum. Vă doresc tuturor să ajungeți în punctul ăla și să nu vă schimbe jocul, nici voi să nu vă schimbați. Nu trebuie să vă schimbați, trebuie doar să vă iubiți mai mult, să vă conectați cu voi și să iubiți mai mult pe cei din jur. Să vă conectați cu ei, fără rușine. Mulțumesc!